Fără permis de conducere și cu o mașină furată, un băiat de 16 ani și-a băgat doi prieteni în spital. Totul s-a întâmplat azi noapte într-o localitate din județul Buzău. Băiatul i-a luat unchiului mașina din curte și a plecat la plimbare împreună cu cei doi amici. Într-o curbă, adolescentul a pierdut însă controlul volanului. Mașina s-a oprit violent într-o bordură de beton a unui pod de pe marginea drumului. Izbitura puternică a scos oamenii din localitatea Stâncești din case. M-am ieșit și eu din casă, mă auzi bubuitură. Veneau din partea asta, din jos. La volan era un adolescent de doar 16 ani. Băiatul luase mașina din curtea unui unchi fără știrea adultului și și-a mai luat și doi amici cu el la plimbare. Ambii au ajuns la spital. Șoferul a scăpat în schimb cu doar câteva zgârieturi. Conducătorul auto nu poate să dă permis de conducere întrucât are vârsta de 16 ani. Adolescentul nu a apucat să ajungă prea departe cu mașina. Din cauza vitezei cu care a intrat în curbă, dar și a lipsei de experiență, a ieșit de pe șosea și a intrat în șanțul de pe marginea drumului. Uite urme dinamice aici. Polițiștii au început acum urmărirea penală pe numele tânărului pentru vătămare corporală din culpă și pentru conducere fără permis. Starea unuia dintre prietenii lui este mai gravă. Tânărul a fost adus azi dimineață la un spital din capitală. Celălalt este în afara oricărui pericol și rămâne internat la spitalul din Buzău.